Părinte Sfânt, te invităm din nou în mijlocul nostru. Fă, Doamne, o minune, o minune pentru noi, minunea sufletului, astfel încât să vorbești sufletului nostru în perspectiva și în nevoia fiecăruia dintre noi. Tu ne știi nevoile, ne știi cum gândim, ne știi unde credem și unde nu credem, ne știi unde ne îndoim, ne știi unde ne potignim, ne știi unde nu vrem, le știi pe toate. Lucrează, Părinte, cu puterea Ta. Pentru ca toate acestea să fie rezolvate și harul Tău și frumusețea Ta să ne vorbească pentru schimbare, pentru fericirea noastră și binecuvântarea fiecăruia dintre noi cu mântuire. Amin. Amin. Aș vrea să mă urmăriți într-una dintre mărturisirile Sfântului Apostol Pavel. Știți că Sfântul Apostol Pavel a fost trimis să propovăduiască Cuvântul lui Dumnezeu. A propovădui înseamnă să proclami o anumită solie, o anumită idee, o anumită ceva. În general, când cineva trebuie să proclame un lucru, trebuie să fie vorbitor bun, nu-i așa? Ca să câștige lumea. Un Cicero, să aibă arta aceasta a oratoriei. Noi de foarte multe ori, pentru că venim la biserică prin cuvânt și pentru cuvânt, nu venim pentru artă. Nu venim pentru crucea pe pereți, ci venim pentru crucea din suflet. Din cauza aceasta, deseori cerem vorbitorului să aibă artă, să prezinte frumos și chiar vorbim așa. N-a prezentat, n-a fost o predică frumoasă. Și așa mai departe, devenim critici. Aș vrea să vă rog să urmăriți puțin pe Sfântul Apostol Pavel. Hristos m-a trimis să propovăduiesc Evanghelia nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Atât de mult mi-a plăcut Pavel aici. E șocant în onestitatea lui. El spune, n-am nevoie să vă câștig prin vorbiri meșteșugit alcătuite. Nu! Nu-mi pregătesc tema de acasă, nu vin cu lecția făcută, nu vin cu PowerPoint-ul și așa mai departe. Nu! Aveți grijă! Eu vin cu altceva. Cu ce vii, Pavel? Sunt în 1 Corinteni, capitolul 1, cu 18. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Căci este scris, voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acestuia? Și Apostolul Pavel spune, n-am nevoie de vorbăreți în Evanghelia lui Iisus Hristos, în Biserica lui Iisus Hristos, în Cuvântul lui Dumnezeu. Nu mă interesează vorbăreții veacului acestuia. Și dintr-o dată oratorii și oamenii pricepuți în așa ceva fac ochii mari, pentru că ei sunt dați la o parte din această sau de această putere despre care Apostolul Pavel vorbește. N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia și dintr-o dată noțiunea de înțelept și noțiunea de neînțelept sau de prost intră în contradictoriu sau în contradicție. Adică una este să fii prost în împărăția lui Dumnezeu și în biserică și alta este să fii prost pe stradă. Versetul 21. Căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu care să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii.
Vreau să vă întreb, de ce crucea devine o nebunie? Unde vedeți dumneavoastră nebunia propovăduirii crucii? Este normal ca lumea să vorbească despre dumneavoastră, să vă arate cu degetul și să spune să știați nebuni că sunt acolo. E normal? Da, e normal. Așa scrie aici. Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin ce? Prin nebunia propovăduirii crucii. Subiectul crucii este șocant pentru omul care nu l-a experimentat pe Iisus Hristos. Și nu numai că este șocant, este inacceptabil. Să fie limpede, crucea nu este artă. Crucea nu e poezie. Crucea este o dramă care depășește dramaturgia contemporană sau antică. Intrăm în lumea reală. Lumea reală care nu poate să fie absolut deloc prinsă sau înțeleasă altfel decât dacă e trăită. Dacă ne recunoaștem această realitate în viața noastră. Iudeii, într-adevăr, cer minuni. Grecii caută înțelepciune. Sunt două categorii existențiale în lumea categorii existențiale. Greșesc. Sunt două categorii care încearcă să înțeleagă lumea noastră în istorie. Unii urmăresc miracolul sau taina, iar alții urmăresc înțelepciunea sau filozofia. Și Apostolul Pavel spune că pentru amândouă aceste categorii, crucea lui Iisus Hristos e de neînțeles. Nici cei ce caută miracolul, lumea religioasă, lumea carismatică, lumea care cade pe spate în fața unui lucru neobișnuit, crezând că acolo este degetul lui Dumnezeu, nici cei care prin rațiune măsoară cosmosul căutând locul unde Dumnezeu își face prezența. Nici unii, nici alții nu înțeleg nimic din crucea lui Iisus Hristos. Păi bine, mă frate, dacă nici așa nu merge, nici așa nu merge, cum ajungi să înțelegi crucea? Continuăm mai departe, suntem la versetul 23. Dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire, pentru neamuri o nebunie, dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu, căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. Și mă opresc aici. Evident, pentru cine ascultă pentru prima dată cuvintele acestea scrise de Apostolul Pavel, poate să ridice întrebarea aceasta, bine, bine, nu ți se pare că, sau nu vi se pare că sunteți aroganți? Nu se pare că Pavel aici este arogant pur și simplu și nu demonstrează nimic? Sigur că da, Apostolul Pavel nu vrea să demonstreze nimic. Apostolul Pavel își bazează experiența lui pe altceva decât pe înțelepciune. Stă de vorbă la un moment dat cu unul dintre autoritățile zilei și îl întreabă: crezi tu în minuni împărate? Crezi în minuni? Și împăratul credea în minuni. Și Apostolul Pavel spune: uite, eu am văzut minunea. Și face referire la momentul când el se întâlnește cu Iisus Hristos pe drumul Damascului și Iisus Hristos îl aruncă în țărână și rămâne orb datorită slavei pe care a văzut-o. Și el îi spune: Dumnezeu face minuni. Vrei să crezi? Vrei să crezi în prorocii? Uite, Biblia e plină de așa ceva. Dar Apostolul Pavel merge mai departe și el nu-și bazează mărturia lui pe minunile care s-au petrecut în viața sa. El se retrage
după momentul acela al Damascului, se retrage și are 3 ani de zile în care el studiază în Arabia toată Scriptura Vechiului Testament. Și armonizează până la urmă toată Scriptura Vechiului Testament cu ceea ce i s-a întâmplat lui. Și mai ia odată Scriptura și vrea să-L găsească pe Domnul Iisus Hristos și vrea să înțeleagă sensul crucii și vrea să înțeleagă de ce Dumnezeu a trebuit până la urmă să vină la cruce. Sunt 3 ani de zbatere după minunea aceea. Vreau să înțelegeți un lucru. Apostolul Pavel s-a pocăit în momentul în care a fost aruncat jos de pe cal? S-a pocăit sau nu? S-a pocăit sau nu? S-a pocăit pentru că imediat a venit la el Anania, a pus mâinile pe el, s-a rugat pentru el, a văzut și a fost botezat. Semn al pocăinței. Atunci de ce a mai studiat încă 3 ani de zile în Arabia după aceea? Vă rog să observați, credința fără educație, fără înțelegere, e oarbă. Iar Pavel nu se poate baza pe o asemenea experiență. El spune, nu minunea este aceea care vorbește despre Dumnezeu, ci minunea cuvântului său. Și el face din cuvântul lui Dumnezeu apărarea sa pentru totdeauna. De fapt, ca o paranteză, după momentul acesta, după cei 3 ani de studiu, apostolul Pavel scrie epistola către evrei și spune contemporanilor săi modul în care un evreu specialist în Scripturi ar putea să-L piardă pe Iisus Hristos și să nu-L înțeleagă. Și scrie epistola către evrei. Și le spune, uite, noi n-am înțeles pe Iisus Hristos datorită acestor lucruri. Recitiți epistola către evrei. Recitiți-o. Și veți vedea cum apostolul Pavel îi învață pe contemporanii săi Scriptura. Și să-L înțeleagă pe Domnul Iisus. Acum, deci, în situația aceasta, apostolul Pavel este acela care se lansează în această cercetare și descoperire a Domnului Iisus Hristos. Și în seara aceasta vă voi invita în minutele care urmează, câteva minute care mai sunt, să facem împreună acest lucru. Nu voi merge doar pe secțiunea Pavel, voi merge pe câteva texte din Scriptură pe care vă rog din tot sufletul să le citim împreună. Voi ruga media să mă ajute cu primul slide. Este vorba de textul din Ioan 10. Ce înțelegeți dumneavoastră prin această expresie? Am putere să dau viața și am putere să o iau. Poftiți? El deține controlul. Mulțumesc. Mai are cineva vreo idee? Ce înseamnă dau viața când vreau, am putere să o iau când vreau? Bun, dar ce înseamnă asta? Înseamnă independență? Înseamnă libertate? Da sau nu? Da. Dar observați un lucru. Și aș fi vrut, imediat sper să apară imaginea. Aș fi vrut să observați. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la tatăl meu. Reușiți să înțelegem? Adică tatăl i-a poruncit Domnului Iisus Hristos să fie cum? Să fie? Ziceți, liber. Adică i-a poruncit, dacă vrei să-ți dai viața, bine. Dacă nu vrei să-ți dai viața, iar e bine. Înțelegeți? Foarte mulți au impresia că jertfa Domnului Iisus Hristos a venit datorită faptului că Tatăl i-a impus, i-a cerut, ia du-te tu și dă-ți viața. Textul spune limpede, am putere să o dau, am putere să o iau iarăși. Și această poruncă am primit-o de la cine? De la tatăl meu, cu alte cuvinte. Repet, tatăl i-a poruncit să fie liber. Tatăl nu l-a obligat să-și dea viața. De asemenea, este un lucru, afirmația Domnului Iisus Hristos depășește limita înțelegerii noastre. Am putere să o dau. Ceea ce înseamnă, ce înseamnă să-ți dai viața? Poftiți? Să mori. Și am putere să o iau iarăși? Un om care moare
nu mai poate să-și ia viața înapoi, o pierde. Sunteți de acord cu mine? Niciodată omul respectiv nu poate să-și producă propria înviere. Dacă trebuie să-l învie cineva, trebuie să-l învie cine? Altcineva. Dumnezeu, sigur, dar altcineva. Domnul Iisus Hristos spune nu. La mine eu îmi dau viața, ajung în neființă și în inexistență și din inexistență eu mă întorc înapoi. Noi nu putem înțelege lucrul acesta, depășește capacitatea noastră de înțelegere, capacitatea noastră filozofică, de proiecție și de raționament. Simplu, nu înțelegem. Și nu vom înțelege niciodată. Când Domnul Iisus Hristos este la cruce și spune, Tată, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul meu, Domnul Iisus Hristos însă face mai mult decât atât. El ar fi putut să-și ia viața înapoi singur, prin sine însuși. Dar în momentul în care Domnul Iisus Hristos spune, Tată, în mâinile tale îmi predau Duhul meu, ce face Mântuitorul? Poftiți? El refuză să-și ia viața singur înapoi. El ar fi putut să o facă, dar el refuză să-și dea viața, să-și ia viața singur înapoi prin propria sa putere de a-și supune toate lucrurile. E pentru prima dată când face lucrul ăsta? Nu la nivel de viață, ci la nivel de exercițiu de subordonare față de Tatăl. E pentru prima dată când face lucrul ăsta? Nu. În pustie, Domnul Iisus Hristos stă 40 de zile și postește. Din ce cauză? Mai târziu ni se spune, Domnul Iisus Hristos aștepta un cuvânt din partea Tatălui. Aștepta din partea Tatălui confirmarea misiunii sale. Și 40 de zile n-a venit niciun cuvânt, nicio confirmare. Timp de 40 de zile. În ziua 40-a a venit Satan la el, chip de înger, și a spus, auzi, ce tot stai atâta? Nu ești tu Dumnezeu? Ba da. N-ai tu putere în tine însuți? Ba da. Păi zi pietrelor răsturnate să se facă pâine, dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, exercită-ți puterea și prerogativele tale de Dumnezeu. Fă treaba asta. Ar fi putut să o facă? Era normal să o facă? Da. De ce n-a făcut-o? De ce n-a făcut-o? Pentru că Domnul Iisus Hristos se raportase de bună voie la Tatăl ca un fiu. Că de asta el poartă titlul ăsta de Fiu al lui Dumnezeu. El a devenit Fiu al lui Dumnezeu prin propria sa alegere. Împreună cu Tatăl, au hotărât, i s-a dat numele acesta. Evrei, capitolul 1, spune că Tatăl i-a dat acest nume care e mai presus de numele tuturor, Fiu al lui Dumnezeu. Despre el se spune că a fost unicul Fiu al Tatălui. Și în calitate de Fiu, Domnul Iisus Hristos spune, Fiul nu face nimic de la sine, ci întotdeauna face ceea ce vede pe Tatăl făcând. În calitate de Fiu, Domnul Iisus Hristos a ales să devină și să rămână dependent de Tatăl 100%. În pustie, El stă, postește 40 de zile. Ar fi putut să procure hrană printr-un lucru supranatural în orice clipă, însă Mântuitorul decide ca El să fie legat de Tatăl până în ultima clipă. Și într-adevăr, îi spune, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Când ispitirea se termină, există un corolar fantastic de frumos, se spune că au venit și au început să-i slujească cine? Îngerii. Tatăl a trimis îngerii să-i slujească. Asta era relația Domnului Iisus Hristos cu Tatăl. Aș vrea să înțelegem crucea din punct de vedere al acestei relații cu Tatăl, nu din punct de vedere al unei relații rupte, pentru că se spune că în Iisus Hristos la cruce era trupește toată plinătatea dumnezeirii.
Nu, nu era vorba că era doar el, era jumătate, trei sferturi. Tatăl era acolo. Dumnezeirea era acolo. Aș vrea să înțelegem de acum că până la urmă tragedia crucii a constat în faptul că pentru prima dată în existența veșnică a lui Dumnezeu, păcatul a produs ruperea sau despărțirea între Fiul și între Tatăl. Auziți cuvintele acelea? Eli, Eli, lama sabachthani? Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Era pentru prima dată în istoria, în istoria Universului, când Domnul Iisus Hristos era despărțit de Tatăl. Altfel, Domnul Iisus Hristos era în Tatăl, Tatăl era în Domnul Iisus Hristos. El spune, eu eram în sânul Tatălui. El spune, eu și Tatăl, una suntem. Ei sunt în continuu, în continuu, într-o relație perfectă prin Duhul Sfânt, care este și Duhul Tatălui, este și Duhul Domnului Iisus Hristos. Și Duhul Sfânt este acela care păstrează legătura. Deși Domnul Iisus Hristos era pe pământ aici și Tatăl era în univers, Duhul Sfânt era acela care creia acea legătură, acea realitate în care Tatăl și Fiul comunicau în continuu. Este ceva de genul pe care îl găsim în Apocalips, capitolul 1 cu 10, când Ioan, ucenicul iubit, spune, în ziua Domnului eram în Duhul. Este expresia respectivă, identifică o anume calitate de existență. Eram în Duhul Sfânt. Nu știu cum vă imaginați dumneavoastră lucrul acesta, dar eu personal mi-l imaginez, traduc ca și cum un om ar fi învăluit de o atmosferă alta decât aerul acestui pământ. Și atmosfera asta este atmosfera Duhului Sfânt, atmosfera cerească. Deci Ioan era într-o atmosferă cerească, într-o bucată de cer prin Duhul Sfânt. Și cu această bucată de cer, dacă vreți să vorbim așa, începe până la urmă cartea Apocalipsului. Că după ce Ioan este în Duhul, după aceea el vede pe Domnul Iisus Hristos și începe viziunile una după alta, pentru că el era în această zonă a Duhului Sfânt. Așa a trăit Domnul Iisus Hristos pe pământ, în această zonă a Duhului Sfânt. El era în zona Duhului Sfânt în care Tatăl în continuu comunica cu el. Tatăl, inima Tatălui, dacă pot vorbi așa, iertați-mă. Dar pulsul iubirii Tatălui, inima Tatălui bătea în inima Domnului Iisus Hristos datorită acestei atmosfere. Iar crucea rupe pentru prima dată lucrul ăsta. Domnul Iisus Hristos n-a căzut, n-a murit datorită cuielor care i s-au bătut în palme și în picioare. El a murit datorită faptului că a strigat cu disperare Eli, Eli, la masa bactanii. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Și pentru că suntem la momentul acesta, acum, Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau, mă iubește pentru că îmi dau viața, pentru că suntem aici, aș vrea să vă întreb, cine a cerut viața Fiului lui Dumnezeu? Sunt creștini astăzi care atât de mult s-au împotmolit la capitolul acesta, încât au ajuns să respingă punctele fundamentale ale creștinismului, pentru că au ajuns la concluzia că Tatăl a hotărât moartea Domnului Iisus Hristos împotriva voinței acestuia, astfel încât Domnul Iisus Hristos a devenit o victimă a Tatălui. Cumplit. Încă o dată vă spun, mă sperie lucrul acesta. În Ioan 8:56, Evanghelia după Ioan 8:56, Domnul Iisus Hristos spune la un moment dat, zice, Abraham a văzut ziua mea și s-a bucurat. La ce face referire Avram acolo? Adică Domnul Iisus Hristos. La ce face referire când îl citează pe Avram? A văzut ziua mea și s-a bucurat. Când a văzut Avram ziua Domnului Iisus Hristos? Poftiți? La Moria. Suntem cu toții de acord. Și la Moria, care zi a văzut-o?
din viața Domnului Iisus Hristos? Crucea. Sigur. Deci ce se întâmplă la Moria? Avram îl ia pe Isaac și în conformitate cu cerința vocii cerești, este gata să-l aducă jertfă. În momentul în care este gata să-l aducă jertfă, un înger îi oprește mâna și în locul lui Isaac este jertfit berbecul respectiv. Și astfel Avram înțelege până la urmă ce înseamnă jertfa substitutoare, adică ce înseamnă să moară altul în locul tău. Este prima lecție. Hai să vezi ce înseamnă ispășirea. Ce înseamnă ispășirea? Păi uite ce înseamnă ispășirea. Ispășirea înseamnă să-și ceară cineva copilul și când să moară copilul tău, în momentul acela zice, stai, nu-ți moare copilul. Nu-ți moare. Dar ce se întâmplă? Uite, moare altul în locul tău. Și îți salvează copilul. Bucuria aceea unui copil salvat, unui copil redăruit, este a văzut ziua mea și s-a bucurat. L-a înțeles pe Dumnezeu. Cu toate astea, aș vrea să vă pun o întrebare. Cine i-a spus lui Abraham, ia pe Isaac, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, și adu-l jertfă acolo unde îți voi arăta? Cine i-a spus lui Abraham asta? Vă rog să observați, e o voce care îi spune asta cui? Îi spune asta tatălui. Tatălui îi spune, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, adu-l ca jertfă. Și produce în inima tatălui o durere inexprimabilă, indescriptibilă. 3 zile de agonie. Isaac merge liniștit acolo unde îl duce tatăl, dar tatăl nu merge liniștit acolo unde își duce fiul, pentru că tatăl știe că urmează 3 zile de agonie cumplită. 3 zile în care Abraham, care era în vârstă, devine mai bătrân. 3 zile în care de-abia urcă dealul Moriei. El de-abia duce focul în mână. Iar fiul său duce toate lemnele. El duce focul și cuțitul. Atât de consumat este de ceea ce se întâmplă. Cu alte cuvinte, cine produce această furtună extraordinară în sânul tatălui? În inima tatălui. Cine o produce? Observați dumneavoastră unde este Ghețemaniul cel mai profund? În inima tatălui sau în inima fiului? În inima tatălui sau în inima fiului? Noi credem că crucea a avut loc doar în viața Domnului Iisus Hristos. În realitate, pe muntele Moria, acolo unde a fost văzută ziua lui Iisus Hristos, acolo s-a demonstrat că, de fapt, drama și tragedia este drama tatălui, mult mai profundă decât drama fiului. Să fie asta o lecție despre crucea în inima tatălui? În inima lui Dumnezeu Tatăl? Despre asta să fie vorba? Adică, dați-mi voie să o iau iară de la capăt și să pun întrebarea asta. Cine i-a poruncit lui Dumnezeu Tatăl, ia-ți pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești și adu-l ca jertfă? Cine i-a poruncit tatălui? Poftiți? Că nu mai era nimeni în universul acesta mai mare ca el. Și totuși se pare că sarcina a căzut pe sânul sau pe viața sau pe mintea sau pe sufletul tatălui. Zbuciumul acolo a fost. Noi vedem doar crucea aici pe pământ, dar noi nu vedem crucea din cer. Nu vedem povara aceea. Așa să înțelegem acum și Domnul Iisus Hristos vorbește despre lucrul acesta. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața. El vorbește despre libertatea sa.
Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau de la mine însumi. Am putere să o dau, am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Tatăl îi poruncise, fii liber. Vă dați seama de ce în grădina Ghețemanului Mântuitorul încă o dată se pleacă pe pământ și se luptă cu Tatăl în rugăciune. Dacă este cu putință, îndepărtează paharul acesta de la mine. O dată, de două, de trei ori. Libertatea pe care i-o dăduse Tatăl și în același timp, situația cumplită în care l-am pus noi. Tatăl nu l-a împins pe Domnul Iisus Hristos nici măcar cu un deget în direcția răstignirii. Tatăl l-a lăsat. I-a spus, uite, ăsta este omul, va muri. Asta este. Ce facem? N-am înțeles suficient și mi-este greu să înțeleg această realitate. Evrei 2 cu 9. Textul spune așa, pentru ca prin harul lui Dumnezeu, El, e cu M mare, adică Iisus Hristos, să guste moartea pentru toți. Ați sesizat, din punct de vedere al Domnului Iisus Hristos, ce a fost crucea? Ce a fost crucea? Citiți acolo încă o dată. Poftiți? Har. Domnul Iisus Hristos a considerat ca fiind o favoare să spună, Tată, îmi dau viața ca iar să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu silă. E un har, îți mulțumesc, este o favoare. Ioan 12 cu 31. Acum are loc judecata lumii acesteia. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, ce înseamnă voi fi înălțat de pe pământ? Mă ajutați? Fiți atenți. Ultima parte. Vorbind astfel, arăta cu ce fel de moarte avea să moară. Când zice voi fi înălțat de pe pământ, la ce se referea? La moartea sa. El a privit moartea sa ca fiind un act de înălțare, de înnobilare, ca fiind un act de apropiere de Tatăl. După ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii, vorbind astfel, arăta cu ce fel de moarte avea să moară. Îmi place foarte mult lucrul acesta. Mântuitorul spune că crucea va avea puterea de atracție în universul acesta pentru a atrage pe toți oamenii la el. Aș vrea să înțelegem, crucea ori ne atrage, ori dacă nu ne atrage crucea, nu ne mai poate atrage nimic. Noi trebuie să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. Noi trebuie să înțelegem dimensiunea extraordinară a dragostei lui Dumnezeu. Apostolul Pavel este uluit de ceea ce se întâmplă și spune înălțimea, adâncimea, lățimea dragostei lui Dumnezeu, care întrece orice cunoștință. Și el spune, aceasta este tema oricărei gândiri. Care poate gândi despre Dumnezeu. Că nu e vorba numai de gândirea umană. Este vorba de gândirea îngerilor. Este vorba de gândirea și de revelația acestei realități în fața întregului univers. La un moment dat el spune, în care chiar și îngerii doresc să privească. Vă duceți aminte de expresia aceasta. Îngerii se uită acolo, la dragostea lui Dumnezeu manifestată la cruce, privesc la ea și doresc să înțeleagă. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că vom înțelege numai noi. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că vom înțelege noi mai bine decât îngerii. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, cântarea mielului nu o va putea cânta nimeni decât cei răscumpărați. De ce? Pentru că ei înțeleg dragostea. Ei înțeleg acest sacrificiu extraordinar. Este revelația supremă care depășește orice înțelepciune
orice vorbitor sau palavragiu al veacului acestuia, depășește orice concept care poate să existe în momentul ăsta și care ține de cunoașterea lui Dumnezeu 100%. 1 Ioan 2,2 El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumii. E foarte ciudat și trebuie să mărturisesc lucrul acesta. Este foarte ciudat să înțeleg că toată lumea și-a așezat de saga cu păcate în cuierul crucii. Mi-e foarte greu să înțeleg lucrul ăsta. Și cu toate astea, pentru ca să nu rămânem la cruce ca la un film de groază, și vă rog să observați și aspectul ăsta, narațiunea biblică nu se ocupă de cruce în imaginea sângeroasă și atroce a evenimentului. Nu. Sunt câteva lucruri care sunt explicate acolo. I s-a pus culună de spini, i-a străpuns coasta cu o suliță, evident, cuii s-au bătut în mâini, ceea ce a strigat acolo, câteva secvențe doar. Dar filmul pe care noi îl vedem astăzi, cu sângele curgând și așa mai departe, hrănind oarecum imaginația noastră bolnavă cu scene de violență, filmul acesta nu există în Scriptură, este ceea ce noi ulterior am dezvoltat. În Scriptură, valoarea crucii este surprinsă prin planul lui Dumnezeu, care pregătește crucea și arată efectul ei, și arată valoarea ei, și arată de ce este fantastic de necesară și frumoasă pentru fiecare dintre noi. În Evanghelia, în Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 5, în dreptul crucii este scris un text care spune așa. Astfel, dar versetul 18. După cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, e vorba de Adam, căderea în păcat și așa mai departe, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. Ce a venit pentru toți oamenii, pentru toată omenirea, ce a venit? O hotărâre de iertare sau de neprihănire care dă viața. Spuneți-mi, vă rog, cum e omul acum, din punct de vedere al crucii? Cum este? Poftiți? E neprihănit. Vă dați seama ce imposibil de înțeles? Adică omul care este în șanț, din punct de vedere al crucii, este neprihănit. Omul care este după gratii, din punct de vedere al crucii, este neprihănit. Și atunci vă rog frumos, spuneți-mi, ce caută după gratii? Ce caută în șanț? De ce nu se poartă ca un om neprihănit? De ce? Și Apostolul Pavel spune, aveți grijă să nu dați cu piciorul la această hotărâre de iertare pe care vi-a dat-o Dumnezeu. Adică dacă Dumnezeu v-a eliberat, purtați-vă ca niște oameni liberi. Purtați-vă ca niște oameni neprihăniți. Purtați-vă ca niște oameni asemănători lui Iisus Hristos. Nu luați prin șanțuri, nu luați după gratii, nu repetați păcatele pentru care a murit Iisus Hristos, pentru care s-a despărțit de Tatăl, pentru care a pătimit atât de mult. Nu reluați această ipostază. Asta e crucea. Crucea este ruperea zăvoarelor, deschiderea porților temnițelor, scoaterea omului din neștiință, din ignoranță, din insensibilitate, din încăpățânare, scoaterea omului de acolo, la soare, eliberarea lui și apoi punerea la dispoziție a tot ceea ce Dumnezeu poate să ofere acestui om și lăsarea lui să meargă liber înainte. Și după ce îi dă libertate Dumnezeu, surpriza, nebunia, absurdul este că omul se întoarcă înapoi în temniță. Se întoarcă înapoi în beci.
Se întoarcă înapoi în viața lui pentru care Iisus Hristos a murit ca să-l scoată de acolo. Ce cauți înapoi, omule? Este jertfă de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. 2 Corinteni 5 cu 19, că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Cine era în Hristos pe cruce? Poftiți? Este extraordinar. Și aici descoperim crucea din inima lui, din inima Tatălui. Tatăl era acolo împreună cu Hristos pe cruce, suferind împreună cu Fiul Său. Întunericul des care a fost între ceasul al șaselea al nouălea l-a separat pe Tatăl din punct de vedere al sensibilității Domnului Iisus Hristos, dar Tatăl a rămas acolo. Cartea Hristos, Lumina Lumii spune frumos, Tatăl era acolo în întunericul des, ascuns de ochii oamenilor și chiar de percepția Domnului Iisus Hristos. Tatăl a înconjurat crucea cu întuneric pentru ca să nu se vadă oroarea crucii. Datorită durerii, datorită situației teribile prin care corpul uman trecea, spasmele musculare în ultimele clipe ale crucificării torsionau trupul uman și îl dezumanizau. Crucificatul nu mai semăna cu un om. În asta consta rușinea crucii. Te omora. Da, bea și tu cupa de otrava lui Socrate în timp ce stai de vorbă și filozofezi împreună cu ceilalți. E oarecum altceva, nu? Dar să te pună pe cruce și să te facă neom datorită durerii este rușine, este blestem. Și pentru ca rușinea să nu se vadă, Tatăl a acoperit pe Fiul Său pentru ca nimeni să nu-L vadă în orele acelea. Și în timp ce Tatăl îl ascundea pe Fiul Său în întuneric, Domnul Iisus Hristos trăiește această dramă a despărțirii sub cuvintele acelea Eli, Eli, lama sabachthani. Dumnezeu nu-i departe de la scenele astea. Dumnezeu este acolo. Tatăl trăiește o dramă cel puțin tot atât de mare ca și drama Fiului. Știți, Fiul e mângâiat de Tatăl, dar Tatăl de cine e mângâiat? De cine? Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări, spune Sfântul Apostol Pavel. Noi, dar, suntem trimiși în puternicița lui Iisus Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Ăsta este testamentul Apostolului Pavel pentru o lume întreagă, nu pentru doi sau trei oameni, nu pentru creștini, nu pentru Europa, pentru o lume întreagă, împăcați-vă cu Dumnezeu. Nu există o veste mai frumoasă, o universalizare mai glorioasă a acestei realități decât această Evanghelie. Împăcați-vă cu Dumnezeu pentru că El s-a împăcat cu voi. De ce când Dumnezeu ne caută plin de dragoste cu prețul vieții sale, de ce eu să fug de El? Spune-mi ce să caut în închisoarea mea dinainte? Ce să caut fugind de Dumnezeu în loc să merg în întâmpinarea Lui? De ce așa? Și frații mei, această splendoare a crucii vi-o recomand. Și nu numai că vi-o recomand, vi-o doresc din tot sufletul. Am câteva idei de final pe care aș vrea să le împărtășesc cu dumneavoastră și vă rog să le rețineți. Punctul 1.
3 ani și jumătate, misiunea Domnului Iisus Hristos a fost perioada maximă cât noi am putut suporta neprihănirea Lui între noi. Înțelegeți? Iisus Hristos a stat între noi ca un om neprihănit și ne-a încurcat atât de mult răutățile noastre încât n-am putut să-L suportăm mai mult de atât. După 3 ani și jumătate, gata, l-am terminat. Domnul Iisus Hristos stătea față în față cu ei și le spune la un moment dat, zice: dar acum căutați să mă omorâți pe mine, un om care v-am spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Așa ceva Avram n-a făcut. Voi faceți faptele tatălui vostru. Nu era la cruce, era cu mult mai devreme de cruce și Mântuitorul le spune: voi toți vreți moartea mea. Ioan 8, este vorba de capitolul al 8-lea. Discursul acesta se va termina cu momentul în care toți care erau acolo au pus mâna pe pietre să-L ucidă. Înainte de cruce, ajunseseră la concluzia că nu-L mai pot suporta. Au pus mâna pe pietre să-L ucidă. Și Mântuitorul vorbește înaintea oamenilor, înaintea mulțimii, ca și cum ar vorbi înaintea tuturor oamenilor. Pentru că dacă în poporul care era pregătit cât de cât să-L primească, ei au ajuns să nu-L suporte, vă dați seama ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi coborât între daci, spre exemplu, că noi ne mândrim că suntem cu daci. Da? Adică într-o civilizație care n-avea nimic de a face cu neprihănirea. Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi coborât la Roma? Cât timp ar fi rezistat acolo? Este starea noastră a Pământului. 3 ani și jumătate, atât. Să nu vă imaginați că neprihănirea este ușor de suportat pe Pământ. Neprihănirea se suportă greu. Din cauza asta este dictonul care spune: orice faptă bună, ziceți, trebuie pedepsită. Trebuie pedepsită. Pentru că neprihănirea se suportă greu. Punctul numărul 2. El a venit să moară. El n-a venit aici pe pământul acesta ca să trăiască. El a venit să moară. El știa că a venit aici pentru asta. El spune: pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are putere asupra morții, adică pe diavolul. Punctul numărul 3. El a venit să poarte nelegiuirea noastră a tuturor. Și aici aș vrea să citesc cu dumneavoastră repede acea apologie vechtestamentală a purtării păcatelor noastre din Isaia, capitolul 53. Este extraordinar. Nu voi citi tot, voi citi câteva secvențe, pentru că nu putem încheia fără această uluitoare apologie a lucrării Domnului Iisus Hristos. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea Lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți-ntorceai fața de la El și noi? Vă dați seama? Vreți să repetați după fiecare verset această idee fundamentală în legătură cu poziția noastră? Noi nu L-am băgat în seamă. Nouă nu ne-a păsat. Asta este cea mai mare durere. Totuși, El suferințele noastre le-a purtat. Durerile noastre le-a luat asupra Lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Noi nu l-am băgat în seamă. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea nouă a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Și noi nu l-am băgat în seamă. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră toată, a tuturor. Și noi nu l-am băgat în seamă.
Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund. N-a deschis gura, nu s-a plâns și noi nu l-am băgat în seamă. El a fost luat prin apăsare și judecată. Dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu, când poporul nu îl băga în seamă? Înțelegeți agonia crucii? Poate că vedem splendoarea ei în ceea ce privește mântuirea, dar din punct de vedere al agoniei este teribil. Dragii mei, aș vrea să închei aici. Lăsați ca splendoarea crucii, prin rezultatul ei, să vă lumineze viața. Pentru Iisus Hristos a fost teribil. El a suportat ceea ce eu nu pot imagina și nimeni nu și-ar fi putut imagina. Pentru ca eu să trăiesc în splendoare. El a trăit în întuneric, El a trăit în durere, El a trăit în suferință, ca eu să trăiesc în lumină, în splendoare. În bucurie. De ce să mă duc înapoi în închisoarea căreia El i-a smuls lacătele? De ce să mă duc înapoi în moarte? De ce să nu stau în soare? De ce să nu fiu bucuros și fericit de ce a făcut Dumnezeu pentru mine? Închei, adică rugându-vă și eu, împreună cu Sfântul Apostol Pavel, vă rugăm fierbinte în numele lui Iisus Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Amin.